E jelozii. Șacalilor, ce faceți? Și te iubesc cu milă și cu groază. Tu ce al tău mi se cuvine mie. Ca un nebun de alt ce capturează. Le ții de viață pentru o veșnicie. Aș iertat episodul trecut că am comis o greșeală. Așa că episodul de astăzi avem castraveți. Deci este efectiv ceea ce n-am văzut în viața mea, fraților. În viața mea. Când vedi Pro TV-ul, bă, că a făcut Niculeț 117.000 de like-uri la episod, să gândești, bă, ești nebun la cap? Hai olea, că să mai investim în Niculeț, poate îl chemăm la lecții de viață. Așa că, bă, frumoșilor, hai să facem o chestie. La 2 milioane de abonați, o să conving Pro TV-ul să joc într-un episod de lecții de viață. Let's go, am zis-o, gata, 2 milioane de abonați. Și joc în lecții de viață. Nu știu cum îi conving, dar îi conving. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate like-urile, pentru tot suportul ăsta. Dacă putem să facem acest episod 50.000 de like-uri, sunteți cei mai tari. Hai, noroc să aveți poftă. Deci m-ați terminat cu episodul ăsta pe TikTok în taguri și trebuie să-l facem, măi. Nu știu despre ce-i vorba. Nu are nume episodul, așa că să-i dăm drumul. Ana Boboc are 40 de ani și lucrează într-o fabrică de textile. Soțul ei a murit acum 5 ani, așa că de multe ori femeia este nevoită să muncească ture duble ca să-și poată întreține copiii, iar când vine acasă este complet lipsită de energie. În lipsa mamei ei, Cristina este cea care se ocupă de casă și de Laurențiu, fratele mai mic, ceea ce înseamnă că de-abia mai are timp de facultate. Dă-te-o leacă, mă! Să uite mama la televizor, măi! Ce faci, măi, mama, mă? Dar ai și tu grijă! Ia uite asta de la nuntă! Dar acolo era locul ei? Ce e vina mea că eu adun lucrurile și le găsesc în altă parte? Ce faci, Sib, la mine când tu nu ești atentă? Fac și eu ce pot, m-am săturat să fiu singura care face curat, care spală și care face de mâncare. Băi, nu poți să mă la două fete când zice asta. Cine vrei să facă toate astea? Cine? Că eu sunt la serviciu dimineața până seara ca să am ce să vă pun pe masă. Da, și eu am 19 ani și vreau și eu să ies, să merg la petreceri, nu să dau cu mopul și 19 ani, bă! Te rog frumos să nu fac. Bă, Laurențiu! Ciulești-le, la 19 ani, gata, fraților, ce să mai ești, bă? Dar ai ieșit toată viața, cât să mai la 19 ani, să faci treabă, belești ochii aici, Laurențiu. Ai pet kid, acum zic eu, la 11 ani încât stai pe telefon, dar las că vezi tu la 19 ani, trăiască familia ta, dar hai să vezi tu. Hai, continuu, Cristina. Dar am ajuns, nu-ți dă dreptul să vorbești așa cu mine. Mă vezi pe mine că mă plâng? Zi. Uite că eu mă plâng, m-am săturat de tot și abia aștept să mă car din casa asta. Ha, așa ziceam și eu. M-am săturat să joc rolul mamei și să țin toată casa. Mama și Laurențiu nu fac nimic. Mama când vine de la serviciu doar oftează și își dă ochii peste cap. Eu înțeleg că e obosită, dar eu ce vina am? Dar nu-mi pasă. Vreau și eu să trăiesc, m-am săturat să slugăresc. Doamne, ferește, să zic asta. Pe lângă trebuile de acasă și facultate, Cristina are și o viață secretă de care nimeni din familie nu știe. Ori și ia o palmă. Cred că am văzut pe TikTok asta. Și? Când te mai văd? Curând. Ei, curând nu-i suficient de repede. Nu știu de ce nu te muți la mine ca să nu trebuiască să vii în fiecare zi. Aș vrea, dar știi că nu pot, ce-ar spune mama? Andreea, băstălincă! Tu mai e toată firă, Cristina. Tu mai stai să vorbești cu mama ta chestiile astea. Tu poți să faci ce vrei. Și eu știu că tu vrei să stai cu mine. Vreau, dar mă așteaptă puțin. Puțin, te rog, dacă mă iubești. Hai, bine, atunci. Dar să știi că nu te aștept la infinit. Îți promit. Ok, mă sunt mai încolo? Poate. Adul! What in the name? Oh. What in the name of Saudi Arabia? Am tare șofer mama personal în Hyundai. Mama nu trebuie să știe chiar tot. Am și eu secretele mele. E de ajuns cât trag pentru ei. Ce fac eu în timpul meu liber e treaba mea. Doamna Boboc, domnișoară. Ești o mașină aia care te-a lăsat azi. Scumpă? Little Snitch. Nu e nicio mașină. Termină că te altoiesc. Vrei să zici că nu te-a lăsat astăzi iubițelul tău drag la scară? Termină că te bat. Terminați mai amândoi ce aveți. Ce bă, ce snici ăsta mic. Ce iubit, ce mașină. Nu-i nimic de iubit. Nu-i niciun iubit, mamă. M-a lăsat un coleg de facultate. Și dacă mucosul ăsta nu termină, o să-și spele singur. Cristina, scapă-i așa, Cristina. Iubitul Cristinei îl cheamă Selim Hassan și nu e niciun coleg. Are 50 de ani și e plin de bani. What in the name of Andreea Băstălică? What the fuck? No fucking way, la ce mă uit? Bă, la ce mă uit? Băi, băieți, bă, la ce mă uit? Bă,
Viața bate filmul. Există chestia asta, există această, acest slogan. Este adevărat. Bă, când a fost făcută asta, mă, s-o luat ăștia după Andreea Bosănică. What the fuck. Wow. Baby, come into my Hyundai. We fly there to Dubai. I bring you flowers and skydiving. Penthouse, no? Hai, habibi. Am și o întrebare, la chiar e arab sau e un actor atât de bun încât imită așa de bine arab asta? Că omul este altceva, dar ăsta trăiască familia ta, Laurențiule. Ia, sună la că frate, mi-e întreabă ce s-a întâmplat dacă dădea așa snici. Bă, deci de ce devine fiecare episod mai bun și mai interesant? Bă, deci nu-mi vine să cremă, frate. De, bă, Castraveți momentan n-am văzut. O să vedem o palmă? Cine știi? O să vedem copii care vor să plece în Germania sau în Italia? Cine știi? Auzi, micuțule Luce, tu ce zici? Nu știu, Luce cel mare, cred că este o situație foarte ciudată. Mă rog ca Cristina să aibă grijă cu Abdul. Și unde zboară? Poate crede că zboară spre Dubai, dar de fapt zboară spre Germania. Mulțumesc, micuțule Luce, putem să continuăm acum? Avem binecuvântarea ta. Crezi? Uite. Ia uite-l. Cu televizorul i-am făcut poză. Vedeți, doamnă, dacă i-ați luat TV-ul de-asta. Nu-mi vine să cred ce am citit. Cristina și cu sirianul ăla sau ce-o fi el au fost văzuți prin oraș. Nu-mi vine să cred că fetița mea a ajuns pițipoanca unui moș cu bani. Dar ce oraș ați văzut, Cristina, mă? Cine e ăsta? Lasă-mă în pace. Încă te-am nimănești? Întrebat cine e? E iubitul meu, ești mulțumit acum? Tu glumești, nu? Ăsta e un boșorog, ar putea să fie taică tu. Nu e treaba ta cu cine umblu eu. Ba, e treaba mea, pentru că trăiești în casa asta și ești copilul meu. De unde îl cunoști pe bărbatul ăsta? Bărbatul ăsta are un nume. Îl cheamă Selim și suntem împreună de 4 luni. Îl cheamă Abdul! 4 luni? Da. Și dacă tu crezi că eu încă sunt un copil, te înșeli. Sunt o femeie în toată firea și fac ce vreau eu. Nu este adevărat. Dați-i cu televizorul în cap, doamnă. Eram sigură că mama nu o să înțeleagă relația mea cu Selim. De-aia nici nu i-am spus. Ce dacă Selim e mai în vârstă decât mine? În beci. În beci trească. Hai! Hai la beci să luăm testimonialul ăsta. Hai la beci. Alo, ProTV-ul. Mai trebuie să-mi curăț un castraveti, că la detalii de-asta... Unde ați băgat-o, băi, fraților, băi? În ce pești din scara blocului ați băgat-o, băi? Treacă familia mea. Bă, păi dacă vede Abdul mâncați, ăla care stă la etajul 75. Acolo, în Dubai, UAE. Dacă ăla care bea apă din cană de marmură o vede pe Cristina că îi dați paianjă în ea, s-a dat cu pânză ca să o băgați în beci să luați testimonial, pe el o ia cu... bombardează direct. Doamne ferește, mai râdem și noi, mai alea. Facem noi glumii inocente. Toate poftele, îl iubesc. Așa după cearta cu mama sa, Cristina este hotărâtă să plece de acasă. Din păcate însă, nu știe încotro să o apuce, așa că îl sună pe singurul om în care știe că poate să aibă încredere în acest moment. Abdul Mihai. Abdul Mihai, direct. E toți îi cheamă Mihai. Selim? Vino să mă iei de acasă, te rog. Acum. Acum, mami, baby! Come to Dubai! Wait for me! Wow. Dacă mama crede că poate să controleze, să fac numai ce vrea ea, se înșeală amarnic. O să aibă o surpriză tare neplăcută. Nu am nevoie de casa ei, sunt liberă să fac ce vreau. Ana este groaznic de îngrijorată. E deja noaptea târziu și Cristina n-a dat niciun semn de viață, ceea ce o face să se întrebe dacă nu cumva fetița ei a pățit ceva. Cristina, te rog frumos, vino acasă. Te faci de râș, ne faci pe toți de râș. Îți dai seama ce o să spună lumea, dar îți bagi joc de tine pentru șețoale scumpe, Cristina. Gândește-te ce faci și hai acasă. Și? Ai dat de ea? Nu, n-am dat de ea. Uite-te și tu, eu nu mai pot aici de nervi și așa a pus palma în fund și a plecat. S-o fi dus cu Selim la cumpărături. Bă! Să mai treacă supărarea. Știi ce darnic e? Stai seara ce cadouri i-a făcut. Bă, ce are ăsta? Tu vezi, mă, cine e ăsta? Bă, dați-l afară pe șarecul. Eu am bif cu șarecul ăsta, nu se poate. Bă, uite cum vine. Cutia Pandorei direct. Nu se poate. Telefoane. Haide, bă. Bijuterii. Hey! Ce face cu două telefoane? Fantastic. Dar eu nu am văzut-o să poarte chestiile astea. Ia să le iau eu. Stai, că i-a mai dat și bani. Euro. Euro? Nu lei moldoveniești. Bă, uite, șoarecul ăsta. Bani, bijuterii, am crezut că mi se face rău. Eu am crescut-o pe fata asta să muncească pe brânci, nu să fie damă de companie la un prinț arab. Dar ce are, bă? După o noapte de nesomn și agitație, a doua zi dimineață, Ana face marea greșeală să-l roage pe Laurențiu să-l caute pe internet pe iubitul surorii sale. Mausoleul ăsta o fi casa lui? Nu doar asta, și aia din spate. Cred că aici doar își parchează mașinile. Dar de unde are, mă, ăsta atâția bani? Că un om normal nu strânge atât nici în 1000 de ani. Păi, uite, zice aici că are mai multe baruri și restaurante în centru. Și de aici și-ar lua banii. Adică, păi de unde știi șarii cu ăsta? Nu doar de aici.
Păi, și de unde? De unde ești, Maia? Păi, zice că... Deci mă enervează teribil că eu cu ăsta avem același tricou oricum. Deci nu mai pot. Bă, ce detectiv este ăsta? What in the name of Habibi Dubai? Totuși, doamna Ana, nu vi se pare că sunteți un pic cam curioasă? De ce, doamna Ana, sunteți atât de curioasă? De ce vreți să știți câți bani are? De ce vreți să știți de unde își face banii? Și de ce vă uitați la casele dumnealui, a? Doamna Ana, nu spuneți că vreți să mergeți în Emiratele Arabe. O să mai am nevoie de vreo doi castraveți, dar mai pun pauză și mă duc să-mi curăț, bă. Care bine cu toți interlopii din București. Ia uite, ce ăsta de interlopi? Doamne ferește, uite-te și tu, copilul meu a ajuns pițipoanca unui mafiot. Și cât de bine s-a ascuns. Nu, asta este numai vina mea. Eu trebuia să observ asta, nu? Cristina, unde a întâlnit, mă, ea? Luați iPhone-ul ăla, doamnă, e mai bun. Unde te duci? Mă duc până la Flori să văd, poate știe ea ceva. Dacă apare Cristina să mă suni. Doamne, luați iPhone-ul ăla, că-i mai... Doamne! Florina este sora mea și nașa Cristinei. Dacă e cineva care trebuie să știe ceva, ea este persoana. Au o relație foarte apropiată. Trebuie să-i fi povestit Florinei ceva despre boșorogul libidinos. Iauzi. Ana, după ce a sunat la serviciu și și-a luat câteva zile de concediu, merge direct la salonul Florinei, sora sa și nașa Cristinei. Nu știu, mă, nimic. Cristina nici n-a mai fost pe la mine pe la salon de ceva timp. M-am gândit că s-a supărat. Nu, mă, nu s-a supărat. E cu ăsta, de-aia n-a mai dat pe la tine. Mă, oricum ar fi situația, eu zic, să mai face în pace, că e mare de acum și știe ea ce îi trebuie. Cum o să o las în pace? Tu ai nebunit, ce sfat e ăsta? Eu credeam că îți pasă de ea. Măi, îmi pasă de ea, Ana, dar trebuie să ai și încredere. Cum să am încredere, Ana? Tu nu înțelegi că s-a cuplat cu primul libidinos? Cum? Bă, primul prinț! Așa, am înțeles, da, e din ăla care aruncă cu banii și cumpără mașini scumpe doar ca să-l vadă lumea. Problema e că dacă ea s-a îndrăgostit, n-ai ce-i face. Ea nu s-a îndrăgostit de el, de banii lui, că doar nu crezi că-l vede un făt frumos acum. Măi, Ana, n-ai de unde să știi ce e acolo. Adică poate să Petrol. Iubesc. Haide, mă, tu te auzi ce spui, pe bune, tu crezi ce spui? Gândește-te în primul rând cât de greu i-a fost când a murit taică-sul. Tu ai plecat de dimineață până seara la serviciu. Ea a trebuit să țină casa, să facă curat, să... Da, la toți ne-a fost greu, să știi. Bă, la toți de greu, dar nu la toți la fel. Asta ca idei, să continuăm. Bă, dar ea e la început de drum, are 19 ani. Așa. E mică, greșește... Da. Păi dacă are 19 ani, atunci să se cupleze cu un libidinos, nu? Și moș. Hai, auzi ceva, gata. Hai că nu mai stau cu tine. Tu mi-ai dat numai sfaturi bune. Ce să zic, mă lipseam de el. Stai că vin cu tine, nu mai că nu pot să. Așa, soră, nu-ți mai trebuie. Mâine sunt să nu fac nimic. Dușmani. Presa rețandăra Anei, dar știe că am dreptate. Nici mie nu mi-ar conveni să apară copilul Florina Scarlet. Are un moș de 50-60 de ani. Pe de altă parte, nu ai de unde să știi ce e între ei. Poate nu face să prea iubesc. Mult. Da, doamna, așa-i. Dar da, ea doamna, seara a reușit Florina să o convingă pe Ana să se liniștească și să lase lucrurile așa cum sunt, cel puțin pe moment. Ascultă-mă pe mine ce-ți zic. O să-i treacă, o să se liniștească. O să se sature de banii lui. O să-și dea seama că nu are ce să caute lângă. Dar crezi eu că din blocul ăsta au vrut să plece. Da, bine, până nu mor eu de inimă. Vai, Ana, ce nenorocire! Mă, cine e? Vai, dar ce s-a întâmplat? Bă. Am auzit despre Cristinica ta și străinul acela. Sper că n-ai de gând să-l lași povestea așa. Gurile rele. Dar nu e treaba ta. Tu vezi mai bine de copilul tău. Tu n-ai văzut că umblă numai negru și se mâzgălește pe la ochi? Răzvan al meu e un băiat cu minte. Îi emo! Nu m-a făcut de râs. Îi emo, lui de la! Tu! Drăgoveni! Ce treaba ai tu cu ce educație i-am dat eu lui fiică mea, hă? Băteți-vă în copii! Familia mea e treaba mea, înțeles? Puneți-i ring! Sunt prăznica, sper că mâine poi mine să-ți vină cu burta la gură să vă învățați minte, încrezutelor! Ia de Ana, hai să mergem de voie! Nebune! Bătaie pe casa scării! Bătaie pe casa scării! Copilul meu și nu las pe nimeni să se ia de ea, mai ales cea mai mare bârfitoare din bloc. Oare mai e cineva care să nu fie aflat? Mă, trăiască, bă, iertați-mă că pun, pauză. Aia oricum mai avea două sâmbete și gata. Vine o babă random, că fita să-ți vină cu burta la gură, blestem pe fita acum. Să nu mai deschidă ochii fita dacă mai vorbești de copilul meu, emoloi. Blestem maua și pe fita, e ca la să vezi tu dacă tu o mai compari pe fita copilul meu. Ei, acum să nu mai mă mici de aici, uite aici, să înțepenesc aici dacă te mai iei de filmi. Mă, cum Dumnezeu a apărut, de unde ai ieșit? Că din lift n-avea cum, că liftul era închis, ce-o făcut? Stătea în lift, o ieși din lift și a intrat înapoi în lift, ce-o făcut? De unde ai ieșit aia, bă? Doamne, gurile rele, tu, gurile rele care sunteți peste tot. Invidioșilor care nu mai puteți din invidie, care nu mai puteți, care sunteți voi aici. Doamne, bă, mă iertați, trebuie să-mi tai un castravete, trească familia. Gata, fraților, nici nu l-am mai curățat pe ăsta, bă, nu se mai putea, bă, deci îmi crește pulsul, bă, trebuie să bag castravete, sunt cadolea, că tensiunea, că nu se poate, bă, cu episoadele astea, mă omoară Pro TV-ul ăsta, bă. Hai, dracu. Să rămână mătușul. Mamă, ce dar ce-i cu asta? Un cadou. De la cine? De la moș prietenul Cristinei.
Draga Ana, îți trimit acest buchet în speranța că ne putem împrieteni. Am înțeles că îți plac foarte mult florile. Salutări, Selim. Cât tupeu are omul ăsta? O vrea pe măsa! Florii trebuie mie? Ce credea, că mă cumpără cu niște buruieni amărâte? Ordinarul chiar credea că-l iert dacă îmi trimite astea, că se culcă cu fimea? Eu vreau crimă! Gata și pe mine. Oh my God! Oh, nu răspunde. Oh my God! O combină pe măsa, predic. Am un mesaj. Nu mă mai suna, sunt la Selim, am nevoie de timp. Ne vedem mâine dimineață. S-o creadă ea că eu aștept până mâine dimineață. Eu mă duc peste ei acum. Ah, direct. Da, ce rezolvi dacă te întâmplă. Duci acum peste ei? O să o super și mai tare pe Cristina. Înțelege că nu e ok. Tăceți, doamnă. Măi, eu nu pot să aștept până mâine dimineață. Nebunesc. Da. Păi și dacă te duci acum, ce faci? Golești pe Cristina și îl iei până la bătaie? Tu îți dai seama că... La bătaie le ia, taci, șoarece. Deci înțelege pentru și așteaptă până mâine. Bine, aveți dreptate. Aștept până mâine dimineață. Nu vreau să știu ce e în sufletul Anei, dar scandalul nu e o soluție. Trebuie să înțeleagă că Cristina nu mai e un copil și că e liberă să facă ce vrea, chiar dacă greșește. E, nu știți voi ce... A doua zi, Ana a așteptat-o pe Cristina toată dimineața, însă fata nu s-a ținut de cuvânt. Disperată, femeia merge la facultate în speranța că poate o să dea de ea la cursuri. Numai că... Bună ziua! Bună ziua! Doamna profesoară Popovici? Da, vă rog. Eu sunt Ana Popovici? Boboc, mama Cristinei Boboc. Felicitări, David Popovici! Cu ce vă pot ajuta? Știu că Cristina ar trebui să aibă curs cu dumneavoastră. Nu cred că ProTV-ul mi-a băgat reclamă. Din respect pentru ProTV, o să mă uit la reclama asta. Dacă eu las reclame la ProTV, poate mi-l lăsase vouă, mi-a. Vă rog frumos. Au ce mi-a băgat fata reclamă. Ați văzut-o? S-o văd la curs? Cum s-o văd la curs? Credeam că știți. Nu, ce să știu? Cristina a renunțat la facultate. De 2 luni n-a mai venit. Cum adică a renunțat? Acum 2 luni am avut o discuție cu Cristina. Avea foarte multe absențe. Picase și un examen. Ah, și ați exmatriculat-o? Nu, Doamne ferește, cum să facem așa ceva? Nu, era în continuare o studentă foarte bună, chiar dacă nu mai dădea același randament. Nu, ea a venit la mine și mi-a spus că renunță. Cristina m-a mințit. Nici pomeneală de facultate. Și totuși în fiecare zi se ducea undeva. Pun pariu că se întâlnea cu nenorocitul ăla. Nu, doamnă, nu. Taie de joc. Nu, doamnă, se ducea la bibliotecă. Nu, doar că din motive personale, că îi se pare că facultatea e o pierdere de vreme și nu mai interesează. O pierdere de vreme? Dar ea a ales să dea la facultate și ea și-a ales economie, nu? Cum adică să renunțe așa? Asta cred că trebuie să discutați cu ea. Părea într-adevăr că are ceva probleme. Vrea să facă secretară, doamnă. Nu știu, cel mai bine e să o întrebați pe ea. Bine, mulțumesc. La revedere. Nu rău să-l ai în gerbul. Îmi pare tare rău pentru doamna Boboc. Din ce-mi dau seama, abia acum a aflat despre decizia Cristinei de a renunța la facultate. Dar nu mă surprinde. În ziua de astăzi, nimeni nu mai vrea să facă școală. Toată lumea vrea să facă bani. După ce a aflat că fata ei s-a lăsat de facultate, cel mai probabil din cauza noului iubit care a promis să o întrețină, Ana este hotărâtă să o găsească pe Cristina și să-i bage mințile în cap. Răspunde, Cristina, cât crezi că poți să te mai ascunzi? Dacă luați celălalt telefon sunat, dar ăsta e mai vechi, leacă. Înțelegeți? Căsuța vocală. Bă, asta nu-i școala, mă, de episodul trecut unde a filmat aia gașca e de ție, de mă trească fa... Bă, nu-i școala aia, mă! Mă, ProTV, mă, din toate școlile, din sectoarele astea, dacă n-avem câte sectoare avem, dacă n-avem 6 sectoare, din toate, fix pe asta ați găsit-o, mă, băieți. Hai că mă mai cheamă ProTV-ul să joc și o lecție de viață, dacă e. Dacă mai zic de astea, hai că mă mai cheamă, dacă e. De ce n-am mai văzut-o pe Cristina? Unde este Cristina? O fi plecat în Dubai? O fi plecat în vacanță în Sharm el Sheikh? La mare, la un inclusiv? Unde a dus-o, domnul Abdul? Cristina, te rog frumos să vii acasă. De ce nu mi-ai spus că ai renunțat la facultate? Dar te-ai chinuit atât ca să intri. Ce o să faci mai toată viața? O să stai pe banii ăluia. Sună-mă. Se întâmplă multe la școala asta. Eu zic să vă mutați copiii de cea care i-aveți. Auzi ce sună iPhone-ul ăla? Da, Laurențiu. Au! Sună în chineze, băi, ia! Sună fixă, băi! Da, Laurențiu. Trebuie să zic ceva. Dar promitem că nu te superi. Iar ăsta. Zici ce ai făcut. S-ar putea să te suni. Diriga pentru o chestie mică. Bă! Bă! Dacă șoarecul ăsta are legea celor 3 maimuții, nu vorbesc, nu văd, n-aud.
Ce te mănâncă în veri în cur să vorbești a ta, mă, copchile? Producătorii, alo, top. Deci asta care a făcut o ironie foarte bună. Deci asta, băi, veri, nu respect o leacă ce se întâmplă aici. Na, are și soare cu vreo răbaică, ce e imposibil, doamne. Se sună, o sun pe măta așa din fiecare minut. Las o leacă pe măta să meargă singurul. Repede o sun pe măta să-i spui ce face sorta, doamne, doamne. Ce crezi, zi odată. Păi, nu zic că asta s-a întâmplat, dar s-ar putea să mă fi bătut cu un coleg. Ce-ai făcut, Maie? Nici nu e sănătos la cap, adică nu am destule probleme, acum te mai bați și tu cu... Vezi, știam eu că nu trebuia să spun. Bun, știam că așa o să reacționezi, dar a fost legitimă apărare. Vorbea de rău de Cristina și nu m-am putut abține. Hai că da! Hai, bine, uite, vorbim acasă. Te rog frumos, așteaptă-mă acasă și nu te mai bate cu nimeni. Da, bine. Ce era acum aveam programat o bătaie, mamă, da? După colț. Asta mai lipsea, să aibă și Laurențiu probleme din cauza Cristinei. Hmm. Trebuie neapărat să o aduc acasă, altfel nimeni nu o să mai aibă liniște. Eu și Selim o să ne... Bă, nu vreau, nu vreau să văd niciun Selim, niciun Abdul, nici El Sarm, cel ceic, nici Kandahar, nici nimic. Hai să-i... Dă, să-i leagă. Iertați-mă că am oprit de-a te-ori. Ana găsește pe internet adresa milionarului care a vrăjit-o pe Cristina și merge acolo ca să încerce să o convingă pe fată să vină acasă. O să vin și eu, doamna Abdul? Da? Tu ești, mă, nenorocit. Unde-i fata mea? Ce? Cristina, unde-i fata mea? Ce credeai că dacă primiți un buchet de flori, gata, m-ai cucerit? Doamna Boboc, de ce mă bucur că ne cunoaștem. Chiar vrem să... Gat, norocit. Unde-i fata mea? Bă! Ce? Da? Tu ești, mă, nenorocit. Unde-i fata mea? Ce? Cristina! Da? Ce? What the... Mă, cine ești, femeie? Cine ești? Ce cauți în cața mea? Mă, cum a intrat femeia direct în mansionul ăsta? Trească familia direct, nici nu l-a băgat. Da, ce? Ia-te afară! Trebuia să zici și tu, de la gaze, doamne! De la gaze, domnul Abdul, a venit alea că se verific presiunea în centrală. Unde-i fata mea? Ce credeai că dacă îmi trimiți un buchet de flori, gata, m-ai cucerit? Doamna Boboc, de ce mă bucur că ne cunoaștem. Chiar vreau să ne întâlnim, dragă Ana. Pot să spun Ana, nu? Că de acum suntem familie. Nu pot să-mi spui, Ana, că nu suntem familie. Unde-i fata mea, Cristina? Ești foarte tensionată. Trebuie să te mai relaxezi puțin. Uite, îți ofer acest pahar de vin. Este făcut la creama mea. Nu beau niciun pahar de vin. Unde-i fata mea? Mamă, ce cauți aici? Cristina, am venit să te iau. Haide, strânge lucrurile ăștia. Hai să mergem acasă. Mamă, nu merg nicăieri. Mama, mai tipa. De ce trebuie să faci mereu scandal? Dar nu fac scandal, dar nu pot să văd cum te distrugi. Nu pot să mi te imaginez în pac cu boșorogul ăsta. Puțin respect, totuși suntem la mine acasă. Dacă nu te poți abține, te rog foarte mult să pleci. Puțin respect! Tu asta îți dorești? Băutură, distracție? Așa te-am crescut eu? Itala! What the fuck, la ce mori? Bă, cam crizată mă asta, cu tot respectul. Bă, Cristina asta, finuța așa, dar asta, doamna Ana, trebuie autentic. Hai că autentic dacă e. Care-i treaba? Când vedeți voi asta, eu o să fiu plecat o lună din țara, aproape o lună, o să fim prin Indonezia, da, în vacanță plecăm o lună. Așa că până în mă întorc, ca să mai filmez când mă întorc, dacă văd că merge acolo, dacă din Indonezia văd eu că merge episodul, mai filmez când mă întorc. Scrieți cuvântul Abdul în comentarii. Cuvântul Abdul în comentarii și la 15.000 de Abdul în comentarii, continuăm lecții de viață. Am mai avut comentarii cu muci, cu fasole, cu de-astea, dar cu Abdul n-am avut niciodată, să mor eu. Andreea Bosănică, be crying right now, direct. Gata, nu mai stai. Asta nu era pentru mine, mamă. Da, sigur, eu știu foarte bine ce se petrece aici. Haide, te rog frumos, hai să mergem. Mamă, Cristina, te rog foarte mult, spune mamei tale că dacă nu știe să se poarte, mai bine să plece, da? Cristina, uite-te la tine cum arăți, pe bune, uite-te în oglindă, ți-e-ți place ce ai ajuns? Mamă, eu nu merg nicăieri, eu și Selim ne iubim. Iubita mea, dar tu nu-l iubești pe el, tu iubești banii lui. Iar el când o să se plictisească de tine, să-ți dea papuci. Nu o să se plictisească, mamă. Eu și Selim o să ne căsătorim. M-a cerut de nevastă. Te căsătorești cu asta? Da. De ce nu poți să te bucuri pentru mine? E tot ce mi-am dorit vreodată. O familie, copii. Pentru că nu aveți niciun viitor împreună. Tu nu înțelegi că o să rămâi fără nimic, fără facultate, fără familie. Hai, te rog eu acasă. Destul, gata. Am auzit destul. Cred că cel mai bine ar fi să pleci acum. Romeo, arată lui doamna Boboc. Romeo! Cristina, gândește-te bine. Hai acasă. Veniți, doamnă, cu hai o leacă să vă învăț o leacă de de-astea în arabă. Mai gândește-te, Cristina. Haide, doamnă, să vă învăț. Mor când am văzut-o pe mama acolo, fix în ziua în care eu și Selim stabileam detaliile pentru nuntă. De ce nu mă lasă în pace? E viața mea. Dacă eu vreau să mă căsătoresc cu Selim, mă căsătoresc. Ana este devastată de gândul că fata ei s-ar putea mărita cu Selim și ar pierde-o pentru totdeauna. Totuși știe că nu poate face nimic ca să o oprească. De ce nu vine măcar să stea de vorbă? Nu, castraveți? Nu, e castraveți ăla sau e brânză? E castraveți sau e brânză?
Nu, no, nu, no, nu, no, nu cred, nu cred. Deci vă rog, spuneți-mi, este castraveți sau nu se poate așa ceva, nu se poate. În numele toți castraveților, de ce mereu există o palmă, există un castravete, există un părinte de ăsta, există o palmă la funduleț, pleacă cineva în Germania, ce se întâmplă cu lecții de viață? Auzi, îl bagă lapte cu castraveți și cu roșii, dacă nu stai la baie șoarecii, tot episodul, de la minutul 20 nu te mai vedem, fiți atenți că nu mai vedem. Ai răsfățat-o prea tare. Taci mă din gură, că și tu te bați cu toți derbedeii. Bine, bine, gata, gata, tac. Dar oricum, în seara asta n-ai nicio șansă să o vezi. E la deschidere la clubul Selim. Am văzut event pe Facebook. Minunat. Cristina, da. Cu ăsta ce e aici? Romeo? Am zis să mă ajute, mă mut la Selim. Unde să te muți? Nu te muți nicăieri. Mamă, m-ai făcut de râs suficient pe ziua de azi. Mă mut și gata. Cristina, tu ești un copil. Faci o greșeală. Te rog eu, nu te duce nicăieri. Mamă, scutește-mă cu predicele. Bă, nu ne enervați pe Romeo. Ce s-a întâmplat cu tine? Că tu erai un copil cu minte, ascultător. Când, Doamne, iartă-mă, te-ai transformat într-o prostituată pentru un boșor. Asta crezi tu că sunt? O prostituată? Da, Cristina, lasă-mi în pace. Hai să stăm de vorbă. Vreau să-mi strâng lucrurile și să plec de aici. Romeo! Stăm doar de vorbă, Cristina. Hai să stăm de vorbă. Lasă-mă! Mi-e milă de mama, dar ce să fac? Dacă mă căsătoresc cu Selim, trebuie să mă mut la el. Eu îl iubesc, indiferent dacă ei convine sau nu. Mamă, te rog, te-ai făcut de râs suficient. Mă așteaptă Selim la mașină și nu vreau eu să luat, Romeo, eu. Eu l-a cu forța, măi. Doamne, v-am zis că fata vine cu mine. Cristina, trece-ți lucrurile, cazuri cu mine. Am zis că vine cu mine. Cine mișcă, nu mai mișcă. Cine mișcă, mișcă, mor. Bă, râd, eu glumesc, dar mi-aș dori un paznic de sacar, Romeo. Să mor eu gardă de corp așa. Să-mi ia și lucrurile. Eu luat-o meu într-o mână pe toată casa. Era jumătate de casă într-o mână. Știu și mobilă și tot. Te aveai frigider, dă-l în coa, că ți-l ia Romeo. Îl sun pe Romeo la orice. A rămas blocat cu mașina. Surul, dole, pe Romeo, că ți-o împinge Romeo. Până la prima reprezentanță, ești nebun. Bine, băi, Romeo. Este de respectat. Aplauze pentru Romeo, sincer. Azi, Cristina, tu chiar nu înțelegi că pentru el ești doar o cucerire. Iar încep cu poezia asta. Dar nu e o poezie, asta este adevărul. Tu erai o fată așa de ambițioasă, cu încredere în tine. Ce s-a întâmplat cu tine, Cristina? Tu chiar vrei să depinzi de omul ăsta? De ce? Pentru că asta vreau. Vreau o familie, vreau copii. Vreau să pot să-mi cresc copii, iar el poate să-mi ofere chestia asta. Păi și un bărbat de vârsta ta poate să-ți ofere nu asta. Nu poate. Bună, iubită, ce faci? Iar te stresează maică, da? Sper pentru binele ei. Și cu gunoaiele astea? Sunt cosmeticele mele. Cristina, nu ți-am spus că ăsta e stilistul tău personal? Mai umpli să te dai cu toate mizerii, dar să mergem cam întârziat. Hai, Romeo, ia-le! Cristina, să știi că la mine ușa totdeauna e deschisă. O, vezi că era tare BMW ăsta, am zis că e Hyundai, da. Cam tare. Ia cosmetici, Ana. Mai te dai tot cu ele așa. Felul în care m-a privit când s-a urcat în mașină, parcă nu era ea. Sper că am sensibilizat-o puțin. Da. Nu pot să o las să se căsătorească cu nenorocitul ăsta. Sigur. Ați reușit. După ce iarna a închis un ochi toată noaptea, Ana are parte de o nouă surpriză neplăcută. Nunta Cristinei este deja subiect de tabloid. Nu vrea bă, să lasi că avea aparată. Nunta la burlăcie plănește sensoare cu tânăra Cristina. Ce zic mă, aia acolo? Dar de unde au aflat ăștia deja de nuntă? Cine bă, le-a zis? Bă, dați-l afară pe ăsta. Nu știu. Eu zic eu că el le-a zis ca să mă enerveze pe mine. Posibil? Ce scrie mă aici? Mamă nebună, e geloasă și nu vrea să-și vadă fiica fericită? Ăștia sunt tâmpiți la cap, cum nu vreau eu să o văd pe Cristina fericită? Nu vreau să o văd măritată cu asta, cu dobitocul ăsta, dar eu vreau să-mi văd copilul fericit, nu? Păi îți dai seama că dacă el le-a dat pontul, posibil ca tot el să fie inventat și toate chestiile. Bă, dar mai taci o leacă, șoareci. Da, bine, hai că mă grăbesc, trebuie să plec. Luați-i televizorul ăla din față. Ce faci? Ai văzut articolul ăsta? Da, fata, ai văzut? Eu sunt aia nebună și nenorocită care vrea să oprească nunta. Nenorociții. Păi și ce ai de gând să faci? Ce să fac? Asta o să fac. O să oprez nunta, nu? Că asta se așteaptă de la mine. Măi, dar poate ar trebui să vorbim și noi cu ăștia de la presă, să le spunem și noi părerea noastră despre poveste. Nu putem să stăm așa. Mergi, Ana Florina. Uite ce am găsit. Ce sunt astea? Le-am găsit în camera Cristinei, probabil le-a uitat când a plecat. Știi ce sunt astea? Băi, nu, calmante, le-am căutat pe internet. Calmante? Băi, eu nu mai popor. Băi, fraților, dați-l afară, că mă enervează ăsta. Tratament? Ce tratament, fată? Nu faci niciun tratament. Să vezi tu că asta ia calmante ca să uite de dobitocul ăla. Eu v-am zis că nu-l suportă. De tine, bă! Cristina și de ăsta, micu. Deci, practic, se droghează. De-aia a renunțat la facultate, de-aia probabil nu ne mai înțelegem cu ea. Nu mai știe de capul ei. Trebuie să o salvez. Deja nu mai este vorba despre ce vreau eu. E în pericol.
trebuie să o După ce Ana a aflat că medicamentele pe care le-a luat Cristina se prescriu în general pentru atacuri de panică și anxietate, a mers din nou acasă la Selim să încerce să vorbească cu ea și eventual să o convingă să renunțe la căsătorie. În plus, e convinsă că Selim o droghează ca să o despartă pe fată de familia ei. Alo, alo! Ce cauți aici, măi, femeie, măi? Ce cauți aici? Romeo, ia-o pe sus. Adică... Sau iar ai venit să o stârnești pe Cristina împotriva mea, nu? Nu, am venit să vorbesc cu Cristina, că-i fiică, mi-așa am tot dreptul. Sau ce, o ții prizonier aici? E prizonieră, mă faci să râzi, băi. Eu o apăr pe Cristina. De cine? De nebună de mamă sa. De ce nu te potolești? Ce ți-am spus eu ieri ție să nu mai calci pe aici vreodată, a? Sau ești surdă? Nu sunt surdă și nici proastă. Inshallah. Nu ești proastă, deci nu vezi fericirea Cristinei. Pentru că ea este chiar fericită aici, nu mai are nevoie de haosul ăla de acasă. Da? Și atunci de ce ia calmante? Poți să știu și eu de fericită ce e? Sau îi le dai tu pastilele alea ca să o controlezi? Ce pastile, mă? Ce medicamente astea? Astea sunt numai minciuni, tu n-ai ce căuta aici. Nu ești dorită, nu te vrea nimeni, nici Cristina nu te vrea. E rușine cu tine. Rușine cu tine. Îi trebuie un bărbat cu capul pe umeri. Are nevoie de mine, mă. E rușine cu tine. Și dacă nu plec, ce o să faci? O să chem poliția? Exact, o să chem poliția și asta e chiar o idee foarte bună pentru că ai călcat teritoriul privat, da? E, uite, nu mai pot eu de teritoriul tău privat. Nu mai poți, da? Da. Nu poți să poți de paparații, că astea se aranjează. Imediat chem ziariște și mâine pe toate tabloidele, pe prima pagină, să fie titlul mare: mamă nebună își terorizează fata din jelozie. Ai să te vii ce... Din jelozie! Bun, nenorocitul! Bun, ai făcut cea mai mare greșeală din viața ta. Inshallah. Pe camerele de supraveghere există dovada că m-ai amenințat și m-ai atacat. Și m-a atacat. Dacă nu pleci imediat de aici, rușine, o să te distrug. O să te șterg de pe fața pământului. Te las fără casă, fără familie, fără nimic. Cară-te imediat. Dați-i, domnul Abdu, dați-i, că nu mai suport. Bă, dar nici eu nu mai suportam, bă! Nu trebuie să sară așa. Până și când? Vrea să mă provoace încă de la început, iar eu am căzut în capcană și acum are la mână. Dacă află Cristian mai vorbește cu mine în vecii vecilor. Cum de nu mi-am dat seama că vrea să mă provoace? A luat asta, scalmantele, poți să jur. Plot twist. Așa cum era de așteptat, ieșirea violentă a Anei în fața lui Selim nu a rămas fără urmări. Câteva ore mai târziu, femeia a fost contactată de avocatul sirianului. Are telefonul tot închis? Da, și vreau să vorbesc cu ea, să-i spun ce s-a întâmplat, până nu-i bagă la minciuni în cap. Crezi că o să-i spună Baliverne, nu? Da, o să spună că el a fost drăguț și civilizat și eu am sărit la beregata lui fără motiv. Doamne, ce nenorocit să o îmbrăbădească în halul ăsta. Probabil că asta face de la început, asta face cu toate. Păi și ce-i de făcut, mâine? Nu știu, mă, singura soluție eu o văd, să mă duc la poliție și să fac o plângere. Tu ai nebunit, ce să cauți la poliție? Doar n-au răpit-o, o să-ți râdă aia nas. Păi și ce să fac, Florina, ce să facă? Nu pot să stau așa cu mâinile în sân, să nu fac nimic în timp ce l-ai bagă alcool și calmante pe gât, că am văzut eu cu ochii mei. Bă, dar m-am împoțit, doamna. Nu asta e soluția. Ana are tendința să exagereze. Are dreptate, dar nu domnule, trebuie procedat așa. Cred că ar trebui să se gândească un pic mai bine până să ia o decizie. Două picare a victoriei la o cafeluță. Doar a dat-o în bară și nici măcar nu mai poate să vorbească acum cu Cristina. Ana, hai să o luăm logic. Cristina este majoră, poate să facă ce vrea cu cine vrea. Ce le spui polițiștilor? Păi le spun că ia pastile, că se droghează. Măi, medicamentele alea sunt luate pe sub mână, mai mult rău îi faci, vrei? Tu vrei după aia să o cerceteze pentru trafic sau mai știu eu ce? Păi nu, că spun că el i le-a dat. A, așa, da, bun, bravo, și cum demonstrezi? Păi nu știu cum demonstrez, dar trebuie să fac ceva, mă, să vadă Cristina ce poamă e omul ăsta. Tu nu înțelegi că uite și la ziar scrie ce poamă e, ia uite. Poamă? Uite ce s-a întâmplat cu fosta iubita lui Selim. Ia, vorba de una, Silvia, a fost manechin, care tot așa trebuia să se căsărească cu el și i-a dat papuci înainte de nuntă. A. Exact ca și cu Cristina, tu înțelegi? Sau stai așa puțin, Silvia Oprea a fost model, s-a retras, nu se mai știe, Silvia Oprea, nu se mai știe nimic de ea. Păi normal că nu se mai știe nimic de ea, că a pastilat-o până a terminat-o, nu? Așa o să facă și cu Cristina. Draga mea, deci fii atentă, eu spun așa, să facem rost de numărul ei de telefon. Dacă ea a fost în casă la Selim, avem ce să aflăm. Nu știu mai ce să zic. Ana, e mult mai bine așa decât să mergi la poliție, că nu rezolvi nimic. Trebuie să facem rost de numărul ei de telefon. Bă, la ce Dumnezeu, mă, mai... Dar cine știe, dacă fata asta a trecut prin casa lui Selim, poate știe ce-i poate pielea și avem un aliat în ea. Mi-am dus fondul care un copil și am crezut că și el își dorește. What the fuck? What the fuck? Nu eram pregătit să văd asta. Ăsta e cel mai bun episod. Cred că ăsta. Ana a reușit să dea de Silvia, fosta iubita lui Selim, care a acceptat să discute cu ea.
Așa că Florina a pus la bătaie salonul de cosmetică pentru această întâlnire. Bă, dar ce are, mă, vatru pleț? Poți să credeți ai copilul lui Selim? Da. Mă, veri, posibil așa ceva? Mi-am foarte tare un copil și am crezut că și el își dorește. Pentru că vorbim foarte des despre nuntă, despre copii, dar când s-a văzut pus în fața faptului împlinit, n-a mai fost așa. Nu pot M-a dat afară pe ușă. Nu pot să cred. A luat asta dintr-o dată. A început să urle că lui nu-i trebuie copii, nu să se așa ceva. Că nici măcar nu e a lui, că de unde știe el că e a lui? Că dacă l-am făcut cu altul, dacă l-am înșelat. Cine norocit? Eu la început să treacă cu el, să se obișnuiască cu ideea, dar n-a fost așa. N-a gonit, pur și simplu. Și cum te descurci? La ce pot să fac? El n-a întrerupt orice legătură cu mine, nici măcar nu vrea să audă de copil. Și nici măcar nu vrea să plătească pensia alimentară. Mi-a comunicat prin avocatul lui că putem să discutăm după ce fac un test ADN. Pe care, evident, o să-l fac după naștere, pentru că acum ar putea să fie periculos pentru copil. Mă, veri, dar e ghiulea acolo, nu-i copil. Cât timp ați fost împreună? 2 ani. Eu eram model. Și ne-am cunoscut la o prezentare de modă pe care au organizat-o chiar el. Se purta frumos cu mine și nu se uita la bani. Așa? Asta m-a impresionat și după câteva săptămâni eram deja mutată la el. Dar adevărul este că lui Selim nu-i pasă decât de petreceri și de femei. Și cine nu ține pasul cu el, zboară. Așa-i, pot confirma! Cu fata asta aveam senzația că vorbesc cu Cristina. Este fix aceeași poveste. Incredibil. Eram sigură că așa e, dar nu aveam dovezi. Alo. Asta am pățit eu și copilul. Nimeni n-ar trebui să treacă prin asta. Știu, dar ce pot să fac? Aoleo! Ai, mi-a scăpat castravetele pe jos. Că se moară. Ai, doamnă, cu Selim. Greu tare. O luat cu zahărenul și auzi ce m-am îngrășat de la zahăren. Pe lângă fabrică de piatră, are și o fabrică de dulciuri. Am pus botul așa. Aoleo! Aoleo, dacă n-am 5 pleți. Asta e cel mai ciudat episod pe care l-am văzut și unde am oprit de cel mai multe ori. Dar este prea ciudat, mă, gata, sunt atent. Nu mă băgați în seamă, ok? Sunt doar eu și nu mă băgați în seamă. Sper doar că o să pot să comis să plătească pensia alimentară. Bă, dar n-are bani. Cariera mea de modeling e pe pauză momentan și după naștere nu știu cât timp o să-mi ia să revin în formă. Silvia, știu că-ți cer prea mult, dar ai putea să vii cu mine și să-i povestești toate astea fetei mele? Știi, aș vrea să o aduc acasă. Asta la Selim, nu? Da, și... Nu știu dacă poți să mergi acolo. E pierdută. Te rog, n-aș vrea să pățească ca tine. Nu, nu mai este nicio fel de toate. Cu sarcina mi-e greu să merg oriunde, dar... am ascultat povestea doamnei Ana și vreau să o ajut. Silvia, opre! Are dreptate. Nimeni nu ar trebui să treacă prin ce am trecut eu cu Selim. De la salon, Ana și Silvia merg direct la Selim în speranța că vor reuși să discute cu Cristina. Îți mulțumesc că faci asta pentru mine, Silvia. Să știi că nu e ușor pentru mine. E teamă că o să iasă scandal dacă dau ochii cu Selim. Bă, mi-e greu mie să stau așa, da, pui? Nu știu, și risc. S-ar putea să cheme poliția. Dar ce mai contează? E, dacă nu băia Romeo mașina aia pe sus. Direct la aeroport mă duc acum. Băi, cum plecăm la nunta mea, mă? La nunta mea la Costa Rica, da. Nuntă cu tot ce trebuie și cu lună de miere. Poftim? Să trec la birou? A, măi, pentru 5 minute. 5 minute? Bine, 5 minute, repede. 5 minute și rușuri. Hai, pupă! What in the name of Disney Channel? What the fuck? Bă! Doamna, ce mă uit, vezi? Cristina, mamă, ce cauți aici? Mamă, trebuie să pleci imediat. Dacă cine e asta? Selim și te găsești aici, nu știu ce-ți face. Plec imediat, dar te rog frumos, am de să spun o poveste. Mamă, nu vreau să mai aud nimic. Am văzut ce s-a întâmplat ieri pe înregistrări. Te rog frumos să pleci, nu te mai băga. Dai noroc că se bagă, că eu n-am avut parte de o mamă așa ca ea, care se pese de mine și care să vrea să-mi deschidă ochii. Băi, eu coborul burtă. Este Silvia, fosta iubita lui Selim. Te rog frumos, ascultă ce are de spus. Știu, zici de mine că sunt nebună, ok, dar ascultă pe ea, te rog. Când am văzut-o pe fata aia gravidă aici, nu mai înțelegeam nimic. Iubita lui Selim?
Ce tâmpenie mai vrea mama să facă? Întâi ea, acum eu, după tu. Și credeam că sunt cea mai fericită femeie de pe planeta asta și mi-a spus probabil aceleași povești pe care le-ai auzit și tu. M-a scos în oraș, m-a invitat să mă mut cu el aici și m-a cerut. Gata, nu vreau să mai ascult nimic. Vă rog frumos să plecați amândouă. Nu mă interesează ce vrei să spui. Plecați, ieșiți afară. Cristina? No! Dar poate ți-a spus avocatul meu că nu mai ai ce căuta în cazul asta. Dar tu chiar vrei să chem poliția? Silvia, tu ce faci aici? O cunoști? Inșala. Poate o cunosc. Cristina, nu-i treaba ta. Da, poate mă cunoaște. Acum 5 luni de zile ne-am despărțit după o relație de 2 ani. Eram sigură că e bărbatul vieții mele și am renunțat pentru el la studii și la job, dar nu i-a apăsat de mine. Când a aflat că sunt însărcinată, nu știa cum să facă să scape mai repede de mine. Ce să spun? Acum am învățat și teatru să jucăm, nu? Poate recunoști mai bine cu cine te-ai culcat ca să-mi bagi mie pe gât acum copilul ăsta. Selim, e copilul tău? Minte mai! Da, e copilul lui și lui puțin îi pasă. Dar nici măcar nu vrea să plătească o amărâtă de pensie alimentară pentru că i-ar deranja prea mult viața lui prea luxoasă. Gura, Silvia, gura! Cum deschizi gura, cum minți, pentru că nici măcar nu ai vreo dovadă că e copilul meu. Nu am? Păi și atunci, Selim, ce e cu mesajul ăsta? Da, ok, ce contează dacă este copilul meu? Nu vei primi niciun ban pentru el. Avocatul meu se va ocupa personal de asta. Semnat Selim. Nu mai tâmpâni, nu mai tâmpâni. Deci semnat Selim. Toma necredinciosul. Nu pot să cred. Ba să nu pot să cred, Selim, așa faci? Cristina, te rog frumos să mă asculți. Asta minte. Poate ne-am iubit și noi o dată sau de două ori, dar acum vrea să mă păcălească cu copilul ăsta. Cristina, te rog frumos să mă crezi că între noi doi este cu totul și cu totul altceva. Nu știu ce să mai cred, Selim, nu te mai recunosc. Cristina, asta e adevărata lui față. El nu vrea familie și copii. Tu nu înțelegi că a părăsit-o pe femeia asta doar pentru că a rămas însărcinată. Așa o să se întâmple și cu tine. Să știi, cât am fost împreună 2 ani, a fost foarte mulțumită. Nu i-a lipsit nimic. Tot ce și-a dorit, aia a avut. Selim. Cristina, te rog frumos, ai renunțat la școală. Pentru ce? Vrei să renunți acum și la familie pentru o iluzie? Bă, dar deja aveai casă de nebun, Cristina. Gata! Îi dau o palmă. Hai, te rog frumos, acasă. Tu meriți ceva mai bun. Deja e gata, e telenovelă. Ți-am mai spus că dacă mai te bagi o dată în viața mea, te distrug. Cristina. Tot ce au spus fetele astea două este o minciună. Ele sunt geloase, vor să ne ia ce avem noi doi, ce avem noi frumos. O să chem poliția să dea afară nebunele astea. Eu jalozâi! Nebuna asta este mama mea, iar ea este mama copilului tău. Mama, hai să mergem. Cum îndrăznești? Jegul ăsta de femeie este mama mea, băi! Băi, nebuna și nesimțită asta este mama mea, bă! Poate o fi nebună și cu capul și psihopată și nebună și vai de capul ei, dar mama mea, bă! Cum îndrăznești, băi, Abdullah Rabu, bă, care vine mama mea, care e psihopată, o scăpai de la spital, nu abia o iei odată și o semna de aia să iasă din spital, e nebuna, nebuna, care îi, dar e mama mea, mă! Băi, arabule, care ai tu mașini bune și frumoase, în care aș vrea să stau cu masaj, să-mi pun pe 5 trepte de masaj, să-mi pun iluminare acolo în mașină, bă, poate ești tu și vreau la tine. Dar asta care mă bagă în bej să-mi ia testimonial e mama mea, bă. Bă, tu nu-i faci de asta, nu mama mea, înțeles? O fi psihopată, dar e mama mea, bă, până la urmă. Cristina, unde pleci? Unde duci, Cristina? Vine înapoi. Da, ce arabă, gata. În momentul în care Cristina a aflat de copilul lui Selim pe care nu vrea să-l recunoască, și-a dat seama în ce s-a băgat. Și eu am știut atunci că pot să o câștig înapoi. A trecut o săptămână de când Cristina a anulat nunta și a revenit în sânul familiei. Acum viața a reintrat pe făgașul normal. Cristina, mă bucur mult că te-ai hotărât să te întorci. Avem nevoie de studenți ca tine. De parcă aveam de ales. Cristina, parcă am vorbit și ai fost de acord să te întorci la facultate. Da, dar mă gândeam că dacă tot am făcut o pauză, aș putea să încerc altceva. Adică ce? Mi-ar plăcea Dubai. Să călătoresc. În sau Dubai! Sau să-mi deschid o afacere. În Germania. Aș vrea un club de noapte. Am învățat foarte multe din experiența cu Selim. Mai, Cristina, bagă-ți mințile în cap. Am discutat că trebuie să ai o facultate la bază. Mai ales că doamna Popovici te-a acceptat așa fără examene. Examene. Da, episodul cu Selim s-a terminat. Dar am învățat ceva din asta. Începi mi-am dat seama că vreau să fac și altceva. Nu vreau să tocesc pentru facultate și apoi să mă duc acasă să dau cu aspiratorul. De asta nu știu ce să zic despre viața pe care mama mi-a pregătit-o iar. Da, nu e nevoie să fiți așa de aspră cu ea, doamna Boboc. La vârsta ei e normal să-și facă planul și chiar bine. De-al minter, planurile tale nici nu trebuie să intre în contradicție cu facultatea. Poți să le faci în paralel sau poți să aștepți până termin facultatea. Băi, important e să faci ce-ți place, nu, să nu ți se pară o povară. Da, cred că aveți dreptate. Da, aveți dreptate, normal că are dreptate.
Și băi, dacă chiar vrei să schimbi ceva, poți să o faci. Poți să schimbi specializarea, de pildă. Înțeleg că economia nu-ți place, nu e pentru tine. Îți place să te promovare la facultatea asta. Club de noapte. Ce îi zice să te transferi la turism? Se poate? Da, bineînțeles că se poate. Numai la noi, facultatea de economie în București. Turism sună foarte bine. Oricum nu m-am înțeles niciodată cu economia. Da, da, și se fac bani și din turism. Vai, vă mulțumim foarte mult, doamna Popovici. Dar, deci, dar rămâne, da, deci te întorci la facultate. Da, mamă, mă întorc la facultate. Sper că ești mulțumită. Da, sunt foarte mulțumită. Eu mai am un băiat, care și el, după ce termină liceul, vreau să dea la facultate. Dacă se poate să ne recomanda ceva, el e mai dezghețat așa. Sigur că da, puteți să-l aduceți la noi să ne cunoaștem, sigur că da. La facultatea mulțumim noastră. Mulțumim foarte mult. Vă mulțumim din suflet. La revedere. La ce reclamă? Cristina s-a decis să termine mai întâi facultatea și abia după aceea să se apuce de afaceri. Dar până atunci, ca să aibă și ea niște bani de buzunar, s-a angajat la salonul Florinei. Virgil de barbă! Am făcut cumpărături, dar dacă mai vreți ceva, îmi faceți o listă și mă duc și eu. Ce vreți să mâncați? Păi nu știu ce vrei tu, noi dacă vrei mâncăm, dacă nu, nu. Cristina Boboc a scăpat cap în urechile acului de căsătoria cu un bărbat nepotrivit. Și asta doar mulțumită mamei sale, care a jurat că dacă se ține de școală, nu o să mai bată la cap niciodată și nici nu o să se mai bage în viața ei. Acum nu rămâne de văzut decât dacă va fi în stare să se țină de promisiune. Băi, ce râsfal, nu mai pot, nu mai pot, opriți, opriți Pro TV-ul, nu mai. Băi, fraților, la ce Dumnezeu de episod m-am uitat? Bă, ce fel de final este ăsta, mă? Băi, băieți, ce s-a întâmplat? Este un drog, băi, lecții de viață. Că te lasă așa, ca să te mai uiți la următorul, știi? Ca să rămână drogul ăla în tine, să te uiți, să te uiți, să te uiți. Bă, ce știu unde a dispărut babdul ăla de ăla vreodată, bă? Nu mai supăr, bă. Vine asta deodată, totu-i bine. Băi, a însărcinat-o, născut copilul, cât s-o născut? Vreau și eu să știu câți copii au născut, bă, din burta aia. Băi, am și eu să știu așa, măcar ca idei. Romeo, ce s-a întâmplat cu Romeo? Trăiască familia lui Romeo. Unde e Romeo, mă, veri? Mai e angajat la Abdul? L-a lăsat, s-a făcut șofer de tir, ce-a făcut acu Romeo? Bă, ce drag mi-a fost Romeo, mi-a fost drag, bă, n-a zis nimic, dar uite, bă, nici nu trebuie să zici nimic, bă, să exprime atât de multe. Extraordinar episod, bravo, lecții de viață, bravo, trăiască familia voastră. Cam ăsta a fost episod de lecții de viață, băi. Eu sper că v-a plăcut cum mi-a plăcut și mie, cum îmi plac toate episoadele. Încercăm să facem dealul ăsta cu Pro TV-ul, poate la 2 milioane de abonați îi convin cumva. Doamne, să fii, deci dacă acceptă, să fii cea mai tare experiență din viața mea. Deci cea mai tare experiență din viața mea. Cuvintele episodului de astăzi sunt jelozii și rușini. Și sunt superbi. Vă mulțumesc foarte mult pentru suportul de la această serie. De la suportul în general, ce să mai. Și pe Instagram, pe TikTok, pe YouTube, pe în viața reală, peste tot. Mulțumesc și Pro TV-ului că îmi acceptă episoadele, chiar dacă eu fac glume foarte proaste. Dar le mulțumesc că sunt înțelegători și înțeleg umorul ăsta. Full balcanic, veri, full Moldova, full Bacău așa. La noi nu prea, atâtea am avut eu creștere, atâtea am cuvinte, atâtea zic. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram dacă vreți să vedeți ce fac o lună în Indonezia, în Bali. O să postez acolo, că pe YouTube o să filmez din avans și acolo o să postez în timp real. Așa că dacă vreți să vedeți ce fac, nu uitați un follow pe Instagram, las Nicule. Dar până data viitoare, eu ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Bă, bă!